de punctul de vânzare și să vă aduc să venim împreună cât mai aproape de clientul final. Acest eveniment e parte a acelei strategii și, în ultimul rând, acest eveniment reprezintă evenimentul de lansare a noii generații de tablete Toshiba cu Windows 8, noua familie care se numește Anchor 2. Ce vreau să ating prin această prezentare? Nu sunt un public speaker foarte bun, sper la final să reușesc să comunic mesajul pe care mi l-am dorit să-l comunic prin această prezentare. O să ne uităm și o să vă ofer o perspectivă mai largă și asupra focusului Toshiba pe care l-a făcut în trecut pe aceste device-uri de tip touch. Normal, o să vorbim de lansarea din prezent și o să ne uităm un pic și în viitor. Mai toate prezentările mele, și mai ales pe partea de laptopuri, includ și o componentă din trecut, o componentă asupra inovației Toshiba de-a lungul anilor. Nu o să vorbesc despre zona de laptopuri, pe care mulți dintre dumneavoastră o cunosc, doar o să menționez că acum 30 de ani Toshiba a lansat în piață primul laptop. Deci avem, de fapt, 30 de ani anul viitor. În 1985 Toshiba a lansat primul laptop mass market. Se numea Toshiba T1100. Însă puțină lume cunoaște faptul că Toshiba are și 22 de ani de inovație în zona de touch. Și o să intru un pic în detalii pentru a vă oferi contextul mai larg al acestei lansări. În 1992, Toshiba lansa prima tabletă cu ecran de tip touch și cu pen, cu stilou. Nu cunosc să fie existat în acea perioadă un alt mod de a interacționa cu dispozitivele de tip touch decât penul. Deci, practic, în 1992, noiembrie, avea o greutate de undeva la 1 kg și jumătate și rula Microsoft Windows for Pen Computing, un sistem de operare la acea vreme chiar personalizat pentru acest device. Într-adevăr, prețul de retail era undeva la 3500. Am evoluat, sau să spunem, am evoluat destul de mult de atunci. Dar clar era un dispozitiv mult înaintea vremurilor ei. O să vedeți de-a lungul prezentării mele, Toshiba a lansat produse care, din păcate, au fost foarte mult înaintea vremurilor lor. Printre ele, numărându-se și cele trei de pe acest slide, primul în 2002, Toshiba a lansat prima tabletă de tip convertibil. Practic, anii 2000, dacă vă amintiți, în perioada dinaintea lansării iPad-ului, a fost format factorul definitoriu sau format factorul în zona de tablet PC cel mai ușor de recunoscut, tabletele PC de tip convertible. Toshiba a lansat-o pe prima, se numea PortNG 3500, era echipat cu Intel Pentium M și rula Windows XP Tablet Edition pe acea vreme. O să vedeți foarte multe din produsele pe care le menționez în această prezentare. Rulează Windows și rulează Intel. Sunt cei doi factori care au contribuit esențial în istoria Toshiba, în domeniul mobilității. Practic, asta știe Toshiba să facă și asta știe Toshiba să vândă. O să detaliez un pic mai mult ulterior. În 2009, chiar cu două trimestre înaintea lansării iPad-ului, nu mai am slide-urile IDC, le-am căutat, în 2009 Toshiba a lansat prima tabletă media sau multimedia tablet, cum sunt ele definite, după lansarea iPad. Se numea Journey Touch, rula la acea vreme Windows CE Edition și, după cum vă spuneam, în graficile IDC veți vedea vreo două trimestre cu culoare roșie 100%, adică vânzări doar Toshiba, două trimestre, pentru această categorie de device-uri. Însă bazul și zgomotul creat de iPad ulterior lansării acestui dispozitiv a luat foarte mult din potențialul de vânzare a acestei categorii.
alt device care a fost lansat iarăși destul de înaintea vremurilor lor a fost Libretto W100. La 25 de ani de la sărbătorim cei 25 de ani de la inventarea laptopului, Toshiba a lansat și acest device, Libretto W100, care era la acea vreme singurul laptop și primul laptop dual screen sau singura tabletă dual screen, o tabletă care ar face foarte mult sens în ziua de astăzi, beneficiind de noile arhitecturi de procesor, beneficiind de noile posibilități de design, mult mai slim și mult mai ergonomice. A fost însă un produs care a avut un succes foarte bun în zona de vânzări pentru acea vreme. Și considerăm noi un produs care va reveni în viitorul apropiat ca un vector de creștere în zona de touch. Ok, venim un pic în trecutul mai apropiat și vorbim despre lansarea de anul trecut, a primei generații de Anchor. Se numea Anchor WT8. A fost lansat anul trecut în septembrie și până în decembrie, conform studiilor GFK, a devenit cea mai rapidă vândută tabletă cu Windows 8 de pe piața din România. Considerăm că succesul ei s-a datorat atât poziționării corecte la raft, ca și preț, precum și a specificațiilor mult peste ce exista în acea vreme în zona de tablete mainstream, să le numim așa. Acesta a fost trecutul. Ce facem astăzi? Lansăm o nouă familie de produse. Se numește Anchor 2. Precum de tablete cu Windows 8, precum și o nouă familie de ultrabook-uri de tip 2-in-1, care se numește Satellite Click 2. Foarte rapid despre ele, pentru că nu voi intra în specificații tehnice foarte mult. Diferențierea dintre cele două tablete din familia Anchor 2 este că una vine cu ecran de 8 inci, cealaltă cu ecran de 10 inci. Și definitorii pentru aceste tablete sunt faptul că sunt echipate cu noua generație de Intel Baytrail Atom, cu noua generație de Windows 8.1, varianta ei full, și faptul că RRP-urile, prețurile recomandate de RAF, au coborât și ele într-o zonă mult mai accesibilă publicului larg, astfel încât tableta de 8 inci începe undeva la 899 RON, iar tableta de 10 inci undeva la 1299 RON. Ok. Foarte scurt, diferențiatorii celor două tablete o să le regăsim normal, în diagonală și în și în greutate, precum și în numărul de porturi de care aceste două tablete dispune. Însă beneficiile consider eu că sunt comune și o să vreau să mă focusez mai mult pe beneficiile acestor tablete decât pe specificațiile lor brute. Dar așa cum vă spuneam, ecrane de 10 inci sau de 8 inci ecrane HD, ambele beneficiază de noua generație de Intel Atom, quad-core, familia Baytrail. Ambele beneficiază de Windows 8.1 și un beneficiu foarte important cu Office 365 Personal preinstalat, licență valabilă timp de un an. O baterie care considerăm noi că e suficientă pentru o întreagă zi de utilizare. Iar la nivel de design și o să putem să le o să aveți și disponibilitatea de a le lua în teste după acest eveniment. Le putem testa și aici. Atât ca design, greutate și ergonomie, sunt niște tablete peste media prezentă în momentul acesta pe piață.
la 560 de grame tableta de 10 inch și la 398 de grame tableta de 8 inch. Ok, beneficii. Că vorbim de specificații, dar cred pentru consumatorul final beneficiile sunt cele mai importante. Ce îi aducem clientului final? Eu mă joc cu tableta Anchor 2, varianta de 10 inch, cam de 2-3 luni, așa că o să încerc să vă share-uiesc și de experiența mea personală de utilizare a acestei tablete. Principalul beneficiu este că este ultra rapidă datorită procesoarelor cu care vine echipat. Timp de 2 luni am reușit să rulez în multitasking atât un film în Full HD, cât și un joc în același timp, fără să dea niciodată, și o să vă rog chiar și dumneavoastră în studiile pe care le faceți, în review-urile care le faceți, să încercați aceste aspecte. Nu a dat niciodată, n-am văzut un lag, nu am văzut niciun bug să reiasă în urma acestor multitasking-uri excesive pe care le-am făcut. Asta datorită procesoarelor Intel Atom, quad-core de nouă generație. Normal e, ca orice tabletă de ultimă generație, Windows este mereu up-to-date. Se trezește practic din standby în mai puțin de 300 de milisecunde și e mereu sincronizată cu contentul dumneavoastră. Iarăși, ca beneficii pentru utilizator. Vine cu licență Office preinstalată. Cât este licența, Tudor? 299. 299. Deci, această licență vine deja preinstalată pentru primul an, ca și beneficiu pentru end user. Practic, în felul ăsta, productivitatea devine portabilă în cadrul tabletelor noastre, Windows 8. Dar aș vrea foarte mult să menționez și aș vrea să menționez cât de familiară pare această tabletă în utilizarea ei. Și iarăși vă șeruiesc din experiența mea personală de utilizare. Tot ce am avut nevoie ca și utilizator casnic în cadrul locuinței mele a fost satisfăcut. Am acolo în desktop, am my computer. Nu trebuie să instalez aplicații personalizate sau orice altfel. Am My Network Places. Văd toate dispozitivele mele din rețea. Am Internet Explorer-ul cu care sunt familiarizat. Am toate dispozitivele cu care eu am fost familiarizat de Windows, de Microsoft, timp de 20 de ani în care am folosit un PC. Nimic nu lipsește, practic. Iarăși un beneficiu foarte important și iarăși o să încerc să vă șerez din experiența mea personală, chit că am pus niște sigle care astea vin din experiența mea personală. Poate pentru dumneavoastră alte beneficii sunt valabile. Eu sunt un heavy user de filme, sunt un heavy user de fotografie. Fac fotografie, îmi place să o descarc, îmi place să o procesez, îmi place să folosesc tool-urile pe care eu le-am, pe care eu m-am obișnuit de-a lungul timpului. Iar cu această tabletă nu mi-a lipsit nimic. Am putut să instalez chiar și softul celor de la CV pentru a urca contentul meu pe și pentru a-mi face album foto cu minunatul soft celor de la CV, care însă este valabil doar pentru PC. Nu îl poți regăsi pe orice altă tabletă. Am pus chiar și Torrent, chiar și uTorrent, chiar și XBMC. XBMC-ul fiind un soft open source de media play, eu fiind un fan înrăit al filmelor și serialelor, am reușit să instalez acest soft. Aplicația standard de Windows a mers fabulos, știe să ruleze filme 1080p seamless și știe să o facă chiar și din rețea, chiar și după NAS-urile, NAS-ul, că nu am mai multe, din storage-urile atașate rețelei mele personale. Iarăși, unul din beneficiile majore, fiind de altfel și un utilizator al
de Xbox e ecosistemul pe care ți-l oferă Microsoft și implicit conectarea la Xbox este foarte facil. Orice film, poză pe care o ai pe această tabletă poate fi share-uită instant pe ecranul cel mare din sufrageria ta cu ajutorul Xbox 360 sau Xbox One. Ca să trag câteva concluzii și am încercat să sumarizăm aceste concluzii chiar pe raftul pe care o să-l avem în toate magazinele partenere, Altec și Media Galaxy. Sumarizând practic ce avem, care sunt beneficiile și de ce profită clientul final atunci când face această alegere. Profită de calitatea și standardele unei companii japoneze ca și Toshiba. Profită de peste 30 de ani de experiență în acest domeniu. Profită de o interfață Windows familiară cu care el este obișnuit timp de 20 de ani. Poate instala orice aplicație de PC disponibilă în ecosistemul Windows. Are licență Office preinstalată. Profită de performanța procesorului Intel Atom Quad Core. Și nu în ultimul rând, și cred că și cel mai important, profită de toate aceste lucruri la prețuri de mainstream, la prețuri affordable pentru orice client final. Tableta de 8 inch va fi disponibilă, așa cum spuneam, începând de la 899 RON, iar tableta de 10 inch începând de la 1299 euro. Acestea ar fi scurte concluzii. Normal vă sta la dispoziție și acum și în cadrul lunch-ului să avem discuții face-to-face în care să intrăm puțin în aceste amănunte. O să discutăm puțin și de Ultrabook-ul 2-in-1 pe care îl lansăm și care este disponibil pentru testări și dumneavoastră. Se numește, familia se numește Satellite Flick 2. Practic aducem vine în două arome. Este Satellite Flick 2 L30W, o versiune mainstream acestei familii, cu ecran rabatabil de 13 inci, cu procesoare, echipamentul prezent pe piața românească va fi disponibil în procesoare cu Core i3, cu hard disk de 500 de giga integrat direct în unitatea de tabletă, 7 ore baterie și totul pornind de la un preț de stradă de 2899 RON. Fratele lui Premium, care îl aveți de fapt aici pe acest stand, se numește Satellite Flick 2 Pro P30. Diferența este un design mult mai elegant, mai slim. Vine cu ecran detașabil de 13,3 inch Full HD IPS, cu două hard discuri, un hard disk SSD în ecran și un hard disk obișnuit în docking. Două baterii, o baterie în docking, o baterie în ecran, astfel încât în total atinge peste 9 ore de viață de baterie, precum și cu sunet premium oferit de boxele Harman Kardon preinstalate pe acest device. Prețul de plecare pentru un asemenea dispozitiv este de 4499 RON. Dar nu ne oprim aici. O să, așa cum am spus la început, o să încerc să ne uităm un pic și în viitor și după această prezentare o să-i las și pe partenerii noștri de la Intel și de la Microsoft să spună două cuvinte. Nu ne oprim aici, line-up-ul pe zona de touch crește exponențial lunile viitoare, astfel încât Toshiba se pregătește și zilele acestea la IFA. După evenimentul IFA va fi disponibil pe piață noul Satellite L10W, un convertibil de tip touch cu lapel care rulează Intel Pentium și Windows 8.1,
sub 2000 de RON, sub pragul de 2000 de RON, astfel încât și acest tip de device-uri vor intra din ce în ce mai mult în zona de mainstream, în zona unde publicul larg poate să achiziționeze acest tip de device. De asemenea, în noiembrie, o altă lansare importantă, care de ce nu sperăm să o facem tot cu Altex, este o tabletă de 7 inch, Windows 8. La momentul acesta, din ce știu, este și singura anunțată de Intel în colaborare cu Microsoft și Toshiba. Va fi o tabletă de 6 inch care va rula la fel Windows 8.1, va dispune tot de procesoare Intel și RRP în piață, cu toate că suntem destul de devreme lansării, va fi undeva în zona de 599649 RON. Deci vom încerca să intrăm din ce în ce mai mult în zona de volum. Tabletele au aceste tablete cu Windows 8, toate argumentele, așa cum am mai spus, și considerăm că volumele care se pot face sunt destul de mari în această zonă. Ok, dacă ne-am uitat un pic la viitor, aș vrea să ne uităm un pic și la viitorul un pic mai îndepărtat. Un viitor în care atât casele de studii, precum și ceilalți producători, îl văd un pic că va converge. Avem în acest moment tablete multimedia, tablet PC-uri, dispozitive de tip 2-in-1, dispozitive de tip convertible. Toate aceste categorii vor converge, vor face o convergență în viitorul foarte apropiat. Acesta este un tip de convergență, este un ultrabook 7-in-1 pe care Toshiba l-a lansat pe piața din Japonia deja și sperăm că îl vom avea prezent și pe piața din România la începutul anului viitor. Un dispozitiv care va fi parte acestei convergențe de care spuneam, care va îndeplini practic toate funcționalitățile pentru clientul final. Așa cum vă spuneam, predicți atât casele de studii, IDC, GFK, au început să și ele însăși să convergă cele două zone, tablete 2-in-1 și predicțiile pe viitor din Q3 2014, toate sunt arătate într-o singură categorie de device-uri care se vor numi tablete și 2-in-1. Probabil ulterior se va găsi un nume ceva mai ușor de marketat. Și după cum vedeți, în cadrul acestei categorii mari, observăm o creștere importantă în forecastul IDC al dispozitivelor cu Windows OS, astfel încât până la finalul anului viitor, dispozitivele cu tip OS în cadrul acestei mari categorii vor depăși 10%, probabil se vor duce undeva în 15% market share. Este un pas înainte,